Îl sabotam, să-i spunem, nu îl băteam. Oh! Mă drăgit, nu mai pot. Câți ani? Aulă, acolo am recunoscut că ai fost mult mai bun decât mine pe partea sportivă. Dacă eu am câștigat, am câștigat. Asta e, la nu cine era cel mai cu minte. Bună ziua! Vă spun încă o dată la mulți ani de aici, din studiourile WOW News. Eu sunt Alex Nedelcu și pășim din nou în noul an alături de voi, cei de acasă, dar și cu noi de aici din studio. Astăzi, la interviul nostru, o să-l avem alături de noi pe Gabriel Nedelcu, care este fratele meu. Salut, Gabi! Salut, salut! Ce faci? Cum ai petrecut trecerea în noul an? A fost foarte liniștit anul ăsta. N-am avut foarte multe de petrecut. Acasă cu familia de sărbători. Nu, ai fost și tu acolo doar. Și trecerea dintre ani n-a fost ceva wow anul ăsta, am preferat să stau mai calm. Să... Și acasă cu familia te-ai simțit bine de sărbători sau o zici doar așa acasă? Îți dai seama că m-am simțit bine, n-am mai fost de mult acasă față de tine care te duci mai des. Da, acum că a trecut ceva timp de când ești în fața camerelor de la vedere alături de urmăritorii noștri de la WOWbiz, ai ceva emoții? Nu, sunt ok. Îmi place. Ce mai faci? Cu ce te ocupi în viața particulară acum, că avem mai multe restricții și pandemia încă tot e cu noi? Păi, încă sunt la facultate, ultimul an de facultate. Se face hibrid și fizic și online. Ce e ăla hibrid? Hibrid, mai auzi, se face și fizic și online. Se fac cursurile online și lecțiile practice fizic la facultate. Am înțeles. Credeam că lucrați doar pe electricitate, fără diesel. Nu. Și în rest, viața ta personală cum mai e? Okay, ești singur sau ești împreună cu cineva? Sunt singur, sunt ok. Ești ok, da? Sunt ok, da. Bine, eu știu asta, dar voiam să le transmit, să pun întrebarea asta ca să știe și urmăritorii noștri. Sunt singur. Iar celor care ne urmăriți, vă spun să lăsați comentariile voastre acolo în josul paginii. Dacă sunteți de acord cu ceva, comentați. Dacă nu sunteți de acord cu ceva, la fel, lăsați-ne comentarii. Și vreau să menționez faptul că toate comentariile voastre sunt citite și cele negative și cele pozitive, iar noi încercăm să facem așa o simbioză între toate, să fim atenți și la lucrurile pe care voi le spuneți despre indicațiile voastre despre noi. Jocul de astăzi, alături de Gabi, fratele meu, va fi în felul următor. După cum v-am obișnuit, va fi în joculețul întrebărilor de cunoaștere. Eu îți voi adresa câteva întrebări și lângă tine acolo ai o tăbliță, așa. O plachetă. Așa, da. Se sculptezi pe ea? Nu de sculptat. O tăbliță pe care vei scrie răspunsul tău la întrebare, iar după ce eu voi spune întoarce tăblița, să întorci tăblița cu răspunsul tău. Okay. Colegii noștri din regie mi-au făcut o surpriză astăzi și eu voi fi parte din acest joc și va fi jocul de întrebări al fraților. Hai să începem cu prima întrebare. Gabi, hai să vedem. Prima întrebare spune așa. Care dintre voi este mai frumos? Hai să vedem, scrie. Dacă ai terminat, întoarce. Am scris, gata. Întorc și eu. Oh! Gab, da. Te consider mai frumos. Bravo, Gab. Păi, bravo. Foarte bine, acum? Foarte bine. Asta e un punct în plus la parte de încredere. Hai să vedem care dintre noi doi este mai înalt, dar zi și înălțimea în centimetri, da? Hai că încerc. Să văd dacă ghicești. Gata. Întoarce. Așa înalt ești, mă? Bă, dar tu cum mă... Tu ce păi stai, mă, că eu am 1,81. Ce estimărei tu în centimetri? Tu credeai că eu am doar 1,84? Păi da, păi eu am 1,81, adică ești puțin mai înalt. Poate că ai 1,82, dar... Hai că puțin mai înalt, sunt puțin mai mult mai înalt. Cine face mai mulți bani dintre noi doi, eu sau tu? Bine, aici scrie doar eu sau tu, da, fără sumă, da? Da. Că după aia, nu, după aia o să zic că după aia o să zic că cei de acasă. Bă, așa puțin bani fac ăștia. Hai că eu am terminat. Întoarce. O întorc. Da.
Am dat și eu cu părere, am zis. Am zis bine. Dar știu că acum e o perioadă bună și pentru tine. E, dar nu cred că faci niște bani. La fel de bună ca a ta. Bă, la fel ca toți oamenii de acasă. Nu e, nu e wow, dar e cât să avem un zâmbet pe buze. E bine. Grieți amândoi un cuvânt care vă caracterizează relația dintre voi doi. Adică dintre noi doi. Da. Adică dintre Alex și dintre Gabi, da? Dintre ei doi. Da, deja stai că-s mai multe, stai să găsesc numai unul. Eu pentru că sunt zodia Gemini, pot să mă pun în a treia poziție, pot să fiu a treia persoană. Păi da? Mai din simplu exterior. Pentru tine așa. Hai să vedem, uite, un cuvânt. Vezi că nici nu știi. Eu știu, stai știu. Să mă gândesc, stai să mă gândesc. Nu vine nimic. Stai să nu mă uit la tine. Vai, nu-mi vine nimic, dar eu știu, eu știu. Ultima dată când ne-am jucat un joc, Doamne ferește, stai că deja mă gândesc la cuvântul ăla, dar l-am și uitat. Am un lapsus. O să întorc eu. Competiție. Competiție, mă, așa. Da, mă, competitivitate. Așa era. Ultima dată când ne-am jucat un joc, Gabi m-a bătut. Doamne, cât ce mi-a făcut, mi-a făcut capul... Thunder. Ce mă, eu nu pot să mă bucur că te-am bătut. Păi na, dacă și-a era, mă, ce vreau, că am câștigat și eu o dată, ultima dată, de fapt, am câștigat eu și el s-a opticat, că l-am bătut și m-am bucurat. Da, din cauza lui, că nu m-a lăsat să mă bucur. Da, hai, bine, hai, recunosc acum. Știam că o să ajung și în poziția asta. De ce nu s-a putut bucura? Pentru că i-am zis, bă, n-ai câștigat pe drept. Te-a ajutat, ai fost ajutat. Poate m-a ajutat jocul, dar ce vrei? Dacă eu am câștigat, am câștigat. Asta acum e, la nu mi-l mai pun în cap. Următorul joc poate îl câștigi tu. Mai bătut. Așa e, mai bătut. Dar suntem în competiții. Când eram mai mici, nu era așa. Gab fiind mai mic, nu prea se băga el în competiții, că nu putea. Nu putea, dacă s-a făcut mai mare. Da, îl sabotam, să-i spunem, nu îl băteam, nu se poate. Doar îl sabotam. Cine are mai mult lipici la femei? Umbli cu așa ceva? Nu, n-am lipici de femei la mine. Hai să scriem. Na. Eu spun Gab. De ce crezi, Gab, că eu... Ai mai multă experiență decât mine. Și deocamdată ai mai mult lipici. Gab nu trebuia să facă nimic. Am văzut că la el veneau fetele direct așa, fără să facă nicio treabă. El doar era ok, o să stau puțin aici și deja era treaba. S-a întâmplat odată atât. Hai să trecem la următoarea întrebare. Care este cel mai mare defect al lui Gabi? Eu ar trebui să... Al meu? Ia, eu nu răspund. Ba da, ca să vedem dacă ne sincronizăm. Răspund și tu. Cel mai mare defect al meu? Cel mai mare defect al lui Gabi. Aici s-ar putea să fi lucrat el la defectul ăsta și să fi îmbunătățit puțin. S-ar putea să fi lucrat la el? Eu scriu ce cred eu. Ia să te văd. Ai scris? A? Stai. Uite, o să întorc eu prima dată tablița. Eu am zis așa. Cel mai mare defect al lui Gab este că renunță prea ușor. Nu chiar. Nu, ce o să accept de vreo niciodată. Păi nu renunța așa ușor. Ia întoarce Gab. Eu zic că acționez fără să gândesc. Să știi că ăsta nu e neapărat un defect. Dar ăsta în ziua de astăzi este un atu. În ziua de astăzi gândim prea mult. Trebuie să acționăm fără să gândim. Deja cu cât îți faci mai multe griji, cu cât îți faci mai multe gânduri. Nu fac griji, dar trebuie să și gândesc înainte să fac ceva. Deci de obicei mă duc cu capul înainte. N-ai o strategie, vrei? Nu, încă nu. Da, acționezi. Ce zodie ești tu? Săgetător. Dar voiam să aud. Da, de unde ești, știi? Săgetător. Da. Gab, normal că știu ce zodie ești. Câți ani am? Hai să trecem la următoarea întrebare. 25. Nu, așa ți-am zis eu, că și eu am crezut că am 25, dar de fapt am 24. Păi,
anul ăsta când te-am sunat să spun la mulți ani, păi, da, știu. Și te-am întrebat, Gab, câți ani ai făcut? Ai zis 25. Și după aia ți-am zis, nu, am 24, am greșit eu. Deci nici eu nu știam câți ani am. Deci tu ai crezut că ai 25, de fapt ai 24. Da. În ce an te-ai născut? 97. Ia faceți calculul. 97, păi acum iese 25, că anul ăsta, păi anul ăsta fac 25. Da, corect, 24. Ia uite, băi, l-aș fi în luna noiembrie, nu? Nu. Cum, mă? Atunci ai Dragoș. În luna decembrie, pardon, Căină. Așa, aia sunt săgetătoare. 14 decembrie, nu? Da. Am ghicit, vezi că știam Cătălina. Care este cea mai mare calitate a lui Alex? Vezi, aici Cătălina a pus întrebările la tine defect și la mine calitate. Așa s-a nimerit de data asta. Cea mai mare calitate a mea, uite. O să notez cea mai mare calitate a mea. Ai scris? Uite, poți să-mi torci. Uite, întorc eu primul. Ia. Eu zic că e foarte dedicat. Pentru că așa are și pe Instagram. Și eu zic că asta e calitatea lui oricum. Pune suflet în ceea ce face. Asta zic eu. Bă, să știi că mi-am pus sufletul până am rămas fără el. Știi de ce? Pentru că am un suflet de mamă. Da, într-adevăr. Mă dedic foarte mult în lucrurile pe care le fac. Mulțumesc, Gabi. Mulțumesc pentru... Eu zic că merit două puncte aici. Da, ți-am pus aici. Ai două și cu două patru. Așa, bun. Urmează o întrebare o întrebare delicată. Yeah. Care dintre noi este preferatul părinților? Eu știu. Păi, deja știu ce o să zici. Eu știu. Dar nu e chiar preferat. Pentru că-s mai mic și na, mă răsfață mai mult, dar nu-s neapărat preferat. Ca să vă povestesc câteva. El știe mai bine, oricum. Noi am avut o experiență, familia noastră, noi cu toții am plecat odată în Canada și la început a fost greu să ne adaptăm acolo și Gab avea o iubită care era aici în România și el tot spunea vreau acasă, el neputând să se înscrie acolo la școală, la cursuri și... în Canada nu putea să 15-16 ani avea 16 ani și nu putea să fie acceptat în mijlocul semestrului de către școala canadiană și el plângea vreau să fac școală, de fapt el plângea după iubita lui pe care a răsat-o aici în România și părinții, maica mea plângea, săracul copil, uite ce se chinuie, hai să-l lăsăm, să-l trimitem în România. Și l-au trimis în România. Și am stat singur două săptămâni, m-am descurcat. Săracul, bă, a stat două. Da, mă, dar la 16 ani, nici nebun, am venit singur pe avion, am știut eu să fac escală, îmi dita-i aeroportul în Paris, am mers cu metrou în Paris, nu mai venit să cred. Săracul, bă, vedeți ce a făcut, două săptămâni a stat singur, nu se poate. Gab, eu când eram clasa a 10-a, când aveam tot 16 ani, am avut oportunitatea să plec în America și să stau acolo 4 luni de zile să concurez sub steagul american la dansuri și m-am dus și nu m-am plâns atât. Eu m-am plâns doar acolo când am ajuns acasă, nu m-am plâns. Bun, asta a fost din punct de vedere al mamei, dar da. Din punct de vedere al tatălui, nu mai spun, e copilul preferat, să-l ducem la muzică, să facă artă. Dacă executa mișcările de vioară atât de bine încât într-o seară a exersat atât de mult și a lăsat vioara pe patul meu și s-a înserat când eu am venit de la școală și eu mi-am pe patul din camera mea și că acolo exersa el, era mai mult spațiu. Și eu când am venit de la școală mi-am dat ghiozdanul jos, l-am aruncat și n-am stat să mai deschid lumina. M-am aruncat direct în pat și când m-am pus așa a trăsit ceva sub mine. Și când am stat eu și am stat, oare ce-o fi aici în pat, ce-am lăsat? Și când am aprins lumina, ce credeți că era? Vioara cea frumoasă a lui Gabi. Ce nu mai era. Ce s-a mai bucurat Gabi că s-a rupt vioara aia? Pardon, ce supărat a mai fost că s-a rupt vioara aia? Da, să vedem ce întrebări mai avem, că poate pe parcurs o să vă mai povestesc câteva din poveștile lui Gab cu vioara. Hai să vedem. 9. Cine a avut cele mai multe aventuri? Din punct de vedere al experiențelor cu femei. Hai să vedem. Cine a avut cele mai multe aventuri? Dacă ai scris, poți să întorci.
Bă, nu știu, de ce mint? De ce mint? Să mint, mă? În primul rând că ești mai mare și ai avut mai mult timp. Hai, bine, să punem câțiva ani. Da, n-ai... Da, da, uite, pune și Anea. Am fost, fac și eu ca tine, am fost plecat atâta timp. Tu crezi că am avut eu timp de așa ceva? Gab. Și eu am stat aici, crezi că am făcut ceva? Ai zis că ai venit aici, ai făcut ai fost două săptămâni singur? E ceva? Și eu plângeam că nu știam ce să mănânc și crezi că mi-ar dea mie să... Și aveam și 16 ani. Săracu. Și maică mea plângea după el. Școală, vrea să facă școală băiatul ăsta. Și de fapt el a avut cele mai multe aventuri, ca să vă răspund la întrebare. Nu. Întrebarea numărul 10. La ce vârstă s-a îndrăgostit prima dată Alex? Asta e greu de răspuns pentru Gab, pentru că probabil avea 2 ani atunci el. Hai Gab, zi, la ce vârstă... N-aveai mă 2, hai că țin minte oarecum prin liceu așa ceva. Ia zi mă, la ce vârstă? Ia păi nu știu, câți ani aveai? 16 ani aveai. Când gen... Prima, așa și eu la grădiniță am avut o iubită, dar nu se hai pune. Hai că nu pun grădinița. Păi, eu zic 16 ani. Aveai 16 ani. La 12 ani. Bine, asta... Bă... Ce știu eu, prima oară la 16 ani a fost. Acum tu, dacă ai mai devreme... Am fost cu o fată care era în clasă cu mine în școala generală și eram și la dansul. Asta n-aveam de unde să știu. Hai să vedem următoarea întrebare. A fost mai complicat pentru mine. Ce femei preferă Gabi? Blonde, brunete, roșcate, ia să vedem Gabi. Dacă e să fac o statistică, Gabi preferă femeile cu părul, așa, da, așa să da, zic. Da, majoritatea așa tine. Dar pentru nu contează. Următoarea întrebare. Care a fost cea mai lungă relație a lui Gabi? A, bineînțeles că știu. Da, eu întorc placa. Nu, dar știu și câți ani? Așa o chema pe fata lui, Manuela. Exact. Dar n-am fost 3 ani, am fost 2 ani 21, și puțin. 21, 2.1, 2 ani, n-am mai scris 2 ani. 2 și o lună și 2 luni, 2 și puțin. M-am speriat. Dacă să nu inducă în eroare pe urmăritorii noștri de acasă, nu avea 3 ani fata. 3 ani a stat el cu ea. Da. N-am stat 3 ani, am stat 2 ani. A fost mult 3 ani. Cea era mai lungă relație. Bine, da. Era în liceu. Asta a atunci, fost. Atunci e... cea mai complicată vârstă pentru o relație. Dar cea mai cunoscută relație a lui Gabi, cum s-a sfârșit? Cea mai cunoscută pe care voi, cei de acasă, o știți? Cum s-a sfârșit sau cu cine? A fost, da. Cea mai cunoscută a fost... Deci cu cine, da? Da. Cea mai cunoscută relație a lui Gabi a fost cu Diana Bulimar. Și dacă am menționat faptul că a fost, cum s-a sfârșit? Tragic, nu? Nu mai e. Nu mai e, exact. Nu mai e. Gab, dar cum s-a sfârșit această relație? Din gelozie? Nu neapărat. N-a dar fost gelozie. Ce? Pur și simplu, din cauza pandemiei, am fost oarecum separați și nu am mai comunicat la fel de mult și aia a fost. Cum mă să fii separați? Că eu am văzut că stăteați împreună. Stăteam oarecum, bine, de fapt nu de cauza pandemiei, dar am fost separați la un moment dat și sau... Na. Cum s-a întâmplat această separare? Sau păi priorități sau s-a consumat relația? A fost ea invitată undeva, asta a plecat o săptămână și probabil că acolo a uitat de ce se întâmpla acasă și așa mai departe. Adică o săptămână a fost de ajuns încât să rupă această dragoste dintre voi? Și mai erau și ceva neclarități înainte să plece și probabil a preferat să nu mai discute cu mine. Și din ce punct de vedere erau neclarități? Erau neclarități... Banale. Banale? Efectiv, niște chestii mărunte. Nu. De care mărunte? Neclarități? Blonde, brunete, roșcate? Nu neclarități de-astea, n-am avut probleme. Adică ați avut vreodată vreun plan să vă mutați împreună? Nu. Deci asta era una dintre neclarități, nu? Nu. Erau chestii simple, n-am avut treabă. Ce să aveam chestii simple? Zici și mie, nu-mi place că mănânci cu dreapta, mănâncă cu stânga. Exact, de-astea.
banalități. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar știu deci că a fost nu vrei să mă spui. Nu că nu vreau să vă spun. Au fost pur și simplu chestii mărunte. Nu ne-am mai înțeles atâta tot. Nu v-ați mai înțeles. Nu. Dar părea că vă înțelegeți foarte bine. Păi la început ne-am înțeles bine, dar după aia s-a consumat înțelegerea foarte bine. Ai, ce cuplu a fost în copilărie. Care dintre voi era mai cu minte? Știu cine era cel mai cu minte. Mai cu minte. Bă, de ce minți, mă? Că eu eram cel mai cu minte. Cum o să fii tu cel mai cu minte? De ce minți, Gab? Dar nu mint. Eu... Din punctul meu de vedere și din punctul părinților de vedere, da. Acum nu știu ce e. Pentru că mereu părinții pe tine te certau din cauza noastră. Nu de fiecare dată, dar din cauza noastră te certau mai mereu pe tine că tu erai cel mai mare. Așa. Și de asta consider eu că ai fost cel... Păi vezi, asta... din cauza... Ai dat și răspunsul. Din cauza noastră te certau pe tine că erai mai Am mare. Am zis deci că nu mereu. Deci eu eram mai cu minte, nu? Nu. Oarecum, în majoritatea cazurilor, când făceam și noi ceva, te certau mai mult pe tine că erai mai mare. Dar și tu erai implicat în ce făceam noi. Dar tu consider că a fi cu minte e o chestie bună sau o chestie mai puțin bună pentru un copil? Să fie cu minte e bine sau... Depinde, cu minte în sensul să exploreze, să încerce chestii, nu neapărat să facă prostii, nu știu, să iau o vază și să o spargă. Sau dar s-a întâmplat vreodată treaba asta? Ce anume? Să... Îmi aduc aminte că da, că ați spart oglindă tu cu Dragoș odată. Dragoș? Din ce am văzut eu, cam amândoi. Dragoș a spart-o, da, dar tu l-ai împins pe Dragoș și ne-a să spargă. Da. E, asta era, asta e o altă poveste. Păi e altă poveste. Nu știu de la ce v-ați certat acolo. Eu stăteam și mă uitam la voi și țipam la voi, potoliți-vă, mie mi-era frică, că nu știam ce se întâmplă. Dar după ce s-a spart acea oglindă mare, v-ați potolit. De ce ai plecat repede de acasă? Dar n-am plecat de acasă. Sau nu, Dragoș? Nu după știu, ce s-a spart oglinda, că după ce s-a spart oglinda, așa a rămas jumătate de zi până s-au întors părinții acasă. Da, bine, mai avem și multe alte povești din copilărie, dar am ajuns aici. Bine, pe parcurs, da. Da, deci tu consideri că tu ai fost mai cu minte. Păi da. Bravo, e bine. E bine să fii un băiat cu minte. Consider că în toate familiile cu cei mai mulți copii ar trebui să se dea o distincție, o medalie, o insignă. E cel mai cuminte copil al familiei. Uite, spre exemplu, cum e Cornelia cu sora ei. Cornelia ar trebui să primească, nu cred că ea ar trebui, sora ei ar trebui să primească această distincție. Cine dansează mai bine? Iar Gab, cine dansează mai bine? Dar zi sincer, cine dansează mai bine? Uite, la fel am scris și eu. Deci nu cred așa ceva. Cât de mare s-a putut. Mulțumesc, Gab, apreciez aceste gânduri pe care mi le-ai întors, îți mulțumesc. Păi dacă așa este, zic adevărul, zic ce consider eu. Eu nu te mint. Consider că sunt talentat? Da, ești destul de talentat. Sau având în vedere că ai participat și în America, și pe unde ai mai fost tu, nici nu mai țin minte, în toate țările unde ai fost tu de-ai dansat. Normal că ești talentat. Da. Ai participat la o grămadă de concursuri, ai o grămadă de premii. Consider că a fost un talent sau am muncit mai mult? Clar a fost și muncă și erai, și, nu că erai mai mare, dar erai mai, cum ți-am zis și mai devreme, calitatea ta de a fi dedicat, puneai suflet și... Na. Cine este mai bun sportiv dintre noi doi? Bă, acum recunosc. Gab e... Gabi tu ești, te antrenezi în fiecare zi, nu ții diete, ai grijă ce mănânci, ai grijă de templul tău, corpul tău, nu e, tu ești mai... Eu zic că tu ești mai bun sportiv, pentru că eu dacă știu că sunt slăbit, sunt... Otrăgit, nu mai pot. Normal că încerc să mă țin mai tare, dar tu dacă ești tare unde deja, mă? Ești... E oțel. Ce să mai întărești acolo? Ce oțel visezi, mă? Ce ai, mă? Oricum, stai liniștit. Și la concurs când ai participat și ai fost plecat, ai fost foarte bun. Acolo am recunoscut, ai fost mult mai bun decât mine pe partea sportivă. Ia să văd dacă ghicești aici. Ce nu ar mânca niciodată Alex? Da, știu. Ce să știi, mă? Ia întoarce. Nu, mai scap câte o sarma când mi-e foame câteodată și nu prea... Ardei umplut. Păi e cam același lucru. Ardei umplut niciodată. Pot să fiu
într-o închisoare de maximă securitate, undeva unde am fost închis pentru ceva ce am făcut rău și să nu fie mâncare deloc. Și dacă mi-ar da ardei umpluți, n-aș mânca. Dar Gabi, ce n-ar mânca Gabi niciodată? Aoleu! Nu, mâncam de toate, nu am... Asta nu face... N-am figur la mâncare. Da, cred că... Gât de pui ceva. Nu, pe ăla-l mănânc. Îl mâncam când eram mic, chiar îmi plăcea. A, gata, știu. Ce mă n-ar... Hai că îmi dau și eu cu părere. Bine. Ia întoarce. Dacă am ghicit, nu se poate. Linte, a, rucola. Am zis și eu așa, poate nu-i place. Linte, dar de ce n-ai mâncat Gab linte? Ce păi, e ok, dar nu... Parcă nu îmi place, nu. Bă, dar nu tu știi câți oameni, tu știi câți oameni se hrănesc zilnic în România cu linte? Dar tu știi câți oameni mănâncă ardei umpluți în România? E același lucru ca și ce? Știu că e ok, dar dacă nu-mi place mie. Mai am, nu mai îmi place, nu mai îmi place ciorba de pește. Ciorba de pește? Da, nu mănânc ciorba. Bă, dar tu știi câți oameni să supraviețuiesc zilnic cu ciorba odată, de pește? Am fost odată în Delta și am mâncat acolo, dar doar acolo mi-a plăcut. Dar în rest nu mănânc ciorba de pește, nu-mi place. Care este cea mai frumoasă amintire a noastră împreună? Hai să vedem. Ia. Întoarcerea mea din Dominicană, când am privit finala împreună. Asta a fost cel mai recent și cel mai... Atunci a fost frumos. Adică te-ai simțit bine că am fost alături de tine? Da. Îți mulțumesc. Uite, eu am scris momentele în care mergeam împreună la dans. Bine, asta din copilărie, când mergeam la dans. Mergeam câte și antrenamente. Făceam multe antrenamente împreună, mergeam la competiții. Avem foarte multe momente, foarte multe amintiri frumoase împreună. Urmăriți-ne pe rețelele noastre de socializare. Căutați-l pe Gabi Nedelcu pe Instagram și pe mine mă știți deja, știți unde să mă găsiți. Pe Instagram. Noi, cei de aici din studiourile Wowbiz, vă salutăm! Cei din spate, salutare! Bine ați trecut în noul an alături de noi și urmează un nou sezon împreună aici la Wow News. Vă așteptăm aici cu multe surprize. Până data viitoare, eu vă salut și vă zic încă o dată la mulți ani!